Ceremonialul a început cu un marș al husarilor, ce aproximativ 60 de călăreți din România și Ungaria au parcurs drumul de la hipodrom până la cetate. Aici au fost întâmpinați de președintele Consiliului Județean Mureș, Locodie de Temeche, preoți și curioși veniți să asiste la acest eveniment inedit. Conform tradiției, fiecare regiment trebuie să aibă un drapel de luptă, iar cel al regimentului Nouă Husari este cu totul special. Drapelul acesta este al regimentului numărul 9 de husari, care pe o parte am pus Stema Târgu Mureșului, iar pe cealaltă parte am pus Fecioara Maria cu pruncul ei. După preluarea drapelului, fiecare membru al regimentului a bătut un cui în lancea drapelului ca simbol al legământului de apărare a țării și a tradiției. Importanța regimentului acesta este că fiecare popor trebuie să-și păstreze tradiția, trebuie să-și păstreze cultura, identitatea națională și limba. Eu cred că niciun popor fără cultură nu poate să existe mai departe. Este o zicală foarte frumoasă, se spune, am devenit cine am fost și vom deveni cine suntem. A fi husar nu este o meserie ușoară, spun cei care poartă uniforma. Înseamnă a respecta tradițiile, a fi un om cinstit și a lupta la nevoie pentru apărarea țării. La începutul secolului 21, să fii un husar, să fii husar bun, trebuie să respecti niște criterii foarte, foarte tari. Trebuie să fii punctual, trebuie să fii un călăreț bun. Trebuie să iubești caii, să respecti prietenii, colegii tăi de echipă. Printre noi, husar târgu mureșeni se numără și o fată care spune că este la rang de egalitate cu toți ceilalți și nu a renunța. Este un sentiment unic și este ceva foarte special, mai ales viața de husar. La eveniment au fost prezenți călăreți din Odorheiu Secuiesc, Sovata, Gornești, Gheorghen, precum și din mai multe orașe din Ungaria. Călăreții au pornit imediat după înființare la un tur memorial prin Transilvania. Regimentul Nouă Husar s-a înființat pentru prima dată la Târgu Mureș acum 135 de ani și după câțiva ani de existență s-a destrămat. Regimentul reînființat are în prezent numai 4 membri.